Dinamovistul Cornel Țelnar are cu ce să se mândrească. Nepoata lui e cea mai tare junioară din Europa la karate. Eva îi pune singură la punct pe băieții care o supără. La 13 ani, nepoata lui Cornel Țelnar, Eva Baciu, a ajuns campioana Europei la karate. De când eram mică îmi plăceau chestiile de bătaie. A devenit un mod de viață. Nu mai putea gândi la alt sport. Ea face de 7 ani karate. A moștenit de la bunicul ei și talentul la fotbal. Când mă știu sunt cu mingea la picior, dar nu m-am gândit niciodată să... practic. Și Eva ține cu Dinamo. De la bunicul Țelnar primește cele mai bune sfaturi. Să nu renunț niciodată. Să știu cine sunt și ce pot și să mănânc tot. Eva se antrenează și cu mătușa ei, Sandy Țelnar. Sandy îl ajută și pe vărul Gicu Grozav să pună mușchi, când fotbalistul ajunge acasă la Alba Iulia. Familia noastră se pare că a produs așa luptători. Nu am cuvinte să pot să exprim mândria pe care o port și iubirea pe care o port. Eva nu stă la discuții cu băieții obraznici. Ai pus la punct vreun băiat până acum? Da, prin mai multe procedee pe la școală, pe afară, chiar și acum la concurs, în hotel.